Și pentru domnița Iscru, soprană, una dintre cele mai bune soprane ale României. Nu una, cea mai bună soprană din lume. Cea mai bună soprană din lume. Nu mai pot să răspund eu acum când voi vorbiți așa de frumos despre mine. Mulțumesc. Ce reprezintă pentru apreciere. România pentru tine? România este locul unde m-am dezvoltat, România este locul unde am sădit cele mai frumoase sentimente umane, unde am evoluat ca om, locul unde îmi place să spun că mă simt ca acasă. Tot ceea ce am acumulat eu până acum este grație acestei minunate țări, pentru că noi avem un spirit foarte puternic așa de român și avem o intuiție și o inteligență cu care ne naștem. Totul e nativ. Noi suntem un popor foarte deștept. Suntem un popor care am fost foarte mult încercat și cred că cea mai bună lecție de viață pe care o putem învăța, nu cred că se învață la nicio școală, cu asta te naști, este... Toate încercările acestea ne fac să fim din ce în ce mai puternici și să ne dezvoltăm calități de care nici noi nu suntem foarte conștienți.